Binecunoscutul regizor Petru Vutcărău prezintă viziunea sa asupra acestui spectacol. Este vorba despre faptul că oamenii se ucid, fără rost, fără sens. E limpede, trebuie să ne revizuim modul de a conviețui pe această planetă. Din distribuție fac parte actorii Volin Costin, Bogdan Muncaciu, Gina Pătrașcu, Ioan Crețescu, Andreea Moțcu, Mirela Nistor, Alexandru Dobinciuc. Scenografia aparține lui Mihai Pastramagiu, iar ilustrația muzicală este semnată de Sergiu Screlea. Considerat cel mai valoros dramaturg român al momentului, Matei Vișniec s-a născut la Rădăuți pe data de 29 ianuarie 1956 și este scriitor și jurnalist român, membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1984. A urmat școala primară, ciclul elementar și liceul la Rădăuți, apoi Facultatea de Filozofie și Istorie a Universității București. A debutat ca poet în 1980, dar marea sa pasiune a rămas teatrul. Piesa Cai la fereastră, de Matei Vișniec, este și în manualele alte alternative de clasa a 11-a.